Ediția Maraton continuă aici la România TV, doamnelor și domnilor. Probabil cea mai importantă anchetă pe care ați văzut-o la televizor în ultimele luni. O să vedeți, de fapt, cine a stârnit și de ce s-a stârnit această criză energetică. Ancheta se realizează pe baza unui document oficial. În egală măsură o să aflați de la noi cum unii furnizori deja anunță că acea perioadă de grație pentru plata facturilor nu mai există, adică vă pot executa instantaneu. La fel de important, în România, știți, chiar dacă cerem voie la BNR să majorăm pensiile, cum am aflat un pic mai devreme, pentru unii cresc veniturile și cresc foarte mult. O să vă explicăm în această seară despre cine este vorba și o să vedeți și o înregistrare cu liderul masoneriei române despre distrucerea populației cu boală, război, sărăcie. Este o revoltă în acest sens, doamnelor și domnilor. La această oră, alături de noi, Cătălin Matieș, PSD, Cristian Terheș, europarlamentar, a rămas și domnul Gelu Vișan. Și acum, această anchetă, doamnelor și domnilor, extrem de importantă, apropo de cum am ajuns, nu doar noi, ci toată planeta, în criza energetică, dacă este inventată sau nu. Aflați de fapt ce scrie un think tank, o cercetare și o analiză pe, cu 1850 de angajați și cu un buget de 350 de milioane de dolari. Este această firmă care publică documentul. Scenariul șocant pus la cale de americani a fost dezvăluit de cotidianul suedez Nya Dagbladet, care prezintă mai multe documente elaborate de think tank-ul american RAND Corporation, cunoscut ca strateg al politicii externe și de apărare a SUA încă din timpul războiului rece. Documentele datează din luna ianuarie acestui an și se referă la un plan sofisticat numit slăbirea Germaniei, consolidarea SUA, care are drept obiectiv cheie divizarea Europei, în special a Germaniei și Rusiei, și distruge economiei europene prin plasarea unor idioți utili în poziții politice pentru a împiedica Rusia să aprovizioneze Europa cu energie. Potrivit documentelor RAND, ieșirea Marii Britanii din UE a oferit Germaniei o mai mare independență în interiorul UE, îngreunând astfel influența SUA asupra deciziilor guvernelor europene. Așa că obiectivul principal al acestui plan a fost distrugerea cooperării Germaniei și Franței cu Rusia, văzută drept cea mai mare amenințare economică și politică pentru Statele Unite. Dacă va fi implementat, acest scenariu va transforma în cele din urmă Europa într-un concurent nu doar economic, ci și politic al Statelor Unite, se temeau analiștii în documentul RAND. Cei drept și Germania le-a cam dat motive americanilor să gândească și să acționeze așa. Rușii le-au construit nemților gazoductul Nord Stream 2, care nu a fost deloc pe placul americanilor. În plus, Putin a făcut ce a vrut cu cancelarul Angela Merkel, iar fostul cancelar Gerhard Schröder s-a făcut sluga prea plecată a rușilor până mai de curând. Așa că pentru SUA, spun documentele, singura modalitate de înlăturare a acestei amenințări economice rămânea distrugerea economiei germane. Cum? Prin atragerea Rusiei într-un război cu Ucraina. În ianuarie, RAND recunoștea că politica militară agresivă a Ucrainei împotriva Donbasului ar putea forța Rusia să fie nevoită să înceapă un război împotriva Ucrainei. Cităm, acțiunile noastre continue în această țară vor duce inevitabil la un răspuns militar din partea Rusiei. În mod clar, Rusia nu va accepta presiunea masivă a armatei ucrainiene asupra Republicii Populare Donetsk fără un răspuns militar. Acest lucru ar face posibilă prezentarea Rusiei drept stat agresor și apoi implementarea întregului pachet de sancțiuni
care a fost deja elaborat. Oprirea livrărilor de gaze rusești ar putea crea o criză sistemică devastatoare pentru economia germană și indirect pentru Uniunea Europeană în ansamblu. Se afirmă în document și cheia este atragerea țărilor europene în război. Singura modalitate posibilă de a ne asigura că Germania respinge livrările rusești de energie este de a atrage ambele părți în conflictul militar din Ucraina. Нам останется только одно. Только одно. Как в известной русской сказке приговаривать: мерзни, мерзни, волчий хвост. Conform planului, americanii mizau pe partidele verzi din Europa, deosebit de ușor de manipulat. Vom face din verzi susținători înfocați și duri ai sancțiunilor, un partid de război. Acest lucru va face posibilă impunerea sancțiunilor fără obstacole, spuneau ei. O reducere a aprovizionării cu energie din Rusia, în mod ideal, o oprire completă a acestei aprovizionări, ar duce la rezultate dezastruoase pentru industria germană. Nu numai că va oferi o lovitură devastatoare economiei germane, ci și întreaga economia Uniunii Europene se va prăbuși inevitabil. Oameni practici, cei 1850 de angajați ai Rand Corporation au calculat și cât vor câștiga SUA de pe urma aplicării acestui scenariu cinic, între 7 și 9 trilioane de dolari, iar ca bonus mii de europeni tineri și educați vor emigra peste ocean. Din păcate, pentru europenii care vor suferi de frig în această iarnă, americanii și-au atins cu brio cam toate punctele din acest plan malefic. Cu asupra de măsură am putea spune, dacă ne uităm în urmă la controversata aruncare în aer a gazoductelor Nord Stream din Marea Baltică. Da, documentul este real, doamnelor și domnilor, și așa cum ați văzut și în această anchetă, a fost elaborată de o firmă care se ocupă de astfel de analize, previziuni, are informații. O firmă cu mulți angajați, cu bugete de milioane, și prima dată mă îndrept către europarlamentarul Cristian Terheș. Au vrut să genereze, domnii aceștia, un soi de teoria conspirației, sau oare asta este de fapt realitatea? Mi-e greu să-mi pronunț pe acest raport, pentru că nu l-am citit chiar acum, în timp ce prezentați documentarul acesta, căutam câteva informații pe net să văd despre ce e vorba, fără să văd documentul în sine, mi-e greu să mă pronunț. Ce vă pot spune însă este că Europa, în fapt, a ajuns în situația în care e acum, datorită politicilor publice luate de ani de zile. Aduceți-vă aminte că în Germania s-au închis centralele atomice, centrale nucleare, tot datorită verzilor. S-au închis minele și s-au deschis ferme de eoliene. Să se ajungă astăzi, săptămânile trecute, să se închidă ferme de eoliene, să se deschide mine. Deci în situația aceasta suntem și cauza e, în primul rând, internă. Politici publice luate fără cap și fără analize raționale, doar pe criterii ideologice neomarxiste. Mă rog, dacă ținem cont de acest document, domnule Vijan, ideea este că Europa se duce în cap, că își va duce elitele, creierele către continentul american. Asta oare să fie scopul? Doamnă, nu trebuia statele, nu trebuia Statele Unite ale Americii să facă ceva Europei, pentru că Germania a făcut atât de mult rău Europei printr-o înțelegere din 1967 plecată cu Republica Federală Germania atunci și URSS, continuată de Germania Reunită și de Rusia, de a cumpăra preferențial gaze și prin ea să exporte în toată Europa. Ăsta e motivul pentru care Gerhard Schröder a fost delegat în Rusia, pentru a pune talpa, piciorul pe gâtul întregii Europe, ai prin prețul gazelor. Deci nu trebuia să facă cineva rău. Germania și-a asigurat o creștere economică fabuloasă prin două lucruri. Luând gaz aproape degeaba de la ruși și exportând către, doar prin nemți puteam să ne luăm toți gaz, exportând în toate celelalte țări foarte scump. Adică a fost un fel de cămătar plătit de Rusia. Acum, faptul că Uniunea Europeană se clatină din toți rărunchii, iarăși este un lucru evident. O să înghețăm în iarna asta, inflația omoară veniturile populației, oamenii riscă să rămână fără case. Dar să știți că vocea au fost, de când a intrat Putin în Transnistria, a continuat cu Osetia de Sud și cu Abhazia din Georgia, a continuat după aceea cu Crimea, imediat după Olimpiadă.
a continuat cu așa zisele cele două republici, care niciuna dintre ele nu e Republică Populară, doar în acest interviu eventual. Această dorință a lui Putin și a Rusiei de a ataca în stânga și în dreapta e veche. Cu toate acestea, Germania a continuat politica ei de a lua gaze ieftine și preferențiale. Faptul că în toată această perioadă de când au intrat în Transnistria, țineți minte că ne-au murit românii acolo în Transnistria, țineți minte că atunci săream cu toții în sus. Cât timp a trecut de atunci și iată că în continuare Rusia face același lucru și Germania a făcut același lucru. Acum, dacă nu se mai putea și trebuia să se oprească acest atac, această expansiune a Rusiei. Nu cred că este de vină nici Statele Unite, sau nu sunt de vină nici Statele Unite, nu este de vină nici România, ci pur și simplu ăsta a fost jocul pe care germanii l-au făcut cu rușii. O să vedem cum ieșim din această încurcătură, pentru că în continuare Germania face un joc dublu, pur și simplu ea vrea să se salveze pe sine, speculând și cerând solidaritate, adică în continuare pe capul nostru, iată vorbirea ora trecută de Olanda și de Suedia, care și ei încearcă să salveze tot pe capul unora mai slab cum suntem noi, nu poți să fie acuzată public că faci fără de legi în România și tu ești apropiată în Austria de jurnaliști austriești și tu în același timp să spui că România e o țară coruptă. Nu se poate, Suedia să faci lucrul ăsta. Dar iată că ăștia care suntem mai mici, până la urmă, noi o să decontăm, se pare, toate aceste pofte ale unora ca Germania. Da, dacă traducem în ceea ce se întâmplă în România, domnule Mătie, și aici fix această criză energetică, provocat artificial sau nu, dacă ținem cont de documentul prezentat de presa suedeză, noi aici am pierdut enorm. De la putere de cumpărare, plus toată nebunia asta din ultimele 4-5 luni, care se regăsește în factură, se regăsește la poarta fabricii, pâine ajunge 5 lei, e o creștere, o expandare a costurilor pe care România n-a mai văzut-o de peste 20 de ani. Da, acea organizație din Suedia care spunea și noastră, eu cred că sunt doar pure speculații, pentru că noi criza ar trebui să o vedem cumva particulară și individual pe fiecare țară. Vedeți, Germania la începutul războiului din Ucraina importa undeva la 60% gaz, acum nu mai importa atâta, importa petrol undeva către 70%, acum nu mai importa atâta din Rusia. În schimb, România are resurse, România produce și curent electric, produce și gaz. Dar ceea ce aș vrea să atrag atenția, mă uitam zilele acestea în presa de anul trecut, exact din luna octombrie, la 4 luni de la liberalizarea acea dezastroasă a energiei, când deja uleiul crescuse după 3 luni de liberalizare, crescuse cu 30%, zahărul cu 20%, cartofii cu 20%, deja aveam o creștere de prețuri datorită sau din cauza acelei liberalizări dezastroase, care n-am avut un studiu de impact, care n-am pus nimic în loc. Pe deasupra ne trezim noi și ceea ce spunea domnul Vișan pe bună dreptate cu acele unități de producere a energiei, ne trezim că și prindem și în PNRR, parcă s-am fost ori duși cu pluta, prindem în PNRR sau guvernarea de dreapta USR-PNL, prindem în PNRR că închidem în 2 ani minele, în 3, în 4 ani închidem și acele unități de producere a energiei pe cărbune. Lucrurile acestea și ceea ce spunea că într-adevăr verzii care puteau fi poate manipulați mai ușor, într-adevăr, la un moment dat am vrut o Românie verde. Noi n-am avut verzii noștri în sensul de partid, pentru că ecologiștii n-au intrat în Parlament în România, dar am avut ONG-urile care ne-au închis hidrocentrale, terminate mine și așa mai mine departe. Roșia. Adică nici n-ar trebui să avem verzi. Avem 11 hidrocentrale în arile protejate care colegii nu neapărat parteneri, pentru că nu sunt parteneri cu noi, USR-ul a cerut la CCR această lege să fie anulată. Vorbim de 11 hidrocentrale de pe jiu de Bolt.
care erau 98%, o parte dintre ele 98% finalizate. Vorbim de ceea ce în Europa se poate întâmpla. În Europa scoți acea parte, arie protejată, acea suprafață și o pui în altă parte și poți să funcționezi. Vorbim de o criză și noastră vorbiți de o criză energetică. Ei, noi putem rezolva acea criză energetică foarte ușor, voință să fie. Mai ales că, scuzați-mă, o secundă, mai ales că atunci când unele din aceste hidrocentrale au fost începute, nu erau arii protejate acolo, știți? Au devenit după aceea arii protejate și cu toate astea... A venit crăbușorul de Jiu, care a oprit totul. Care a dispărut de 70 de ani. Lostrița, care nu se mai găsește de 20, de 30 de ani, nu există. Nici răcușorul de vreo 70. Da, dar să știți că asta ne-am făcut-o noi cu guvernanții noștri, cu justiția noastră, adică aici n-am avut nevoie de verzi, ne-am făcut-o singuri. Asta vreau să precizez. Corect, corect. Și iată-te ce se întâmplă. O decizie care se va aplica de mâine încolo, modificări pe piața energiei. Unul dintre cei mai mari furnizori din România a eliminat perioada de grație de 3 zile după data scadentă de plata a facturii. Potrivit acestei modificări, clienții vor plăti penalități din prima zi după expirarea datei scadenței, asta în timp ce Ministrul Energiei le recomandă furnizorilor să accepte plata în rate a facturilor. Ei da, Radu Șerbănescu ne dă detalii. Se elimină din contract clauzele referitoare la perioada de grație, anunță compania pe clienți. În îndeplinirea obligațiilor de plată de către client în termenul de scadență, are drept consecință preavizarea clientului pentru deconectare. Și asta nu este tot, este vorba și de plata unor penalități de întârziere. Ce spune CES Vânzare? Ei bine, citez, modificările referitoare la eliminarea din contract a perioadei de grație sunt de fapt o consecință a ordonanței 119 și în acest moment furnizorii de energie electrică țin ei în avans sprijinul pentru români, urmând ca statul abia ulterior să le deconteze diferența dintre prețul plafonat și cel real, cel al energiei de pe piață, care e cu mult mai mare, spune CES Vânzare pentru Gazeta de Sud. Ei bine, compania arată că prevederea va intra în vigoare de la 1 decembrie, iar în situația în care clientul notificat nu este de acord, poate să refuze, iar contractul de furnizare va fi denunțat unilateral. Este foarte important, compania are aproape 4 milioane de clienți casnici și comerciali, situații în special în Oltenia, acolo unde grupul controlează compania de distribuție. Culmea, la fel, e că Ministrul Energiei susținea opusul, și anume ca în perioada următoare companiile să le dea românilor timp să plătească facturile, care vin uneori 3-4 odată și sunt așadar foarte mari. Mulțumesc mult, Radu. Păi, domnule Terheș, pentru că statul român a tot modificat zona asta energetică prin tot felul de ordonanțe și reglementări, au ajuns aceste minunate companii să-ți trimită 3-4 facturi odată și acum înțelegem că plătești și penalități dacă nu le achiziți imediat și mai mult decât atât, dacă nu-ți convine, te deconectează, adică te lasă în întuneric. Țineți minte că în urmă cu circa 2 ani era în emisiunea dumneavoastră unde vă spuneam despre acest plan de sărăcire a populației. Uitați aici, în timp ce spuneau și antevorbitorii mei, mă uitam un pic pe internet, exact lucrul acesta l-am prevestit de atunci. Pentru că nu poți, pe de o parte, închide surse de energie, de partea cealaltă să crești necesarul sau consumul de energie și te aștept ca prețurile să stagneze. Asta a fost prima problemă. A doua, s-a venit cu chipurile așa numită liberalizare. Noi nu am avut parte de liberalizare. A fost efectiv un șaf pe față. Liberalizarea pieței de energie ar însemna să deschizi mai multe surse de producție de energie. Nu să le închizi, cum au făcut ultimile guverne de 3 ani de zile încoace. Mă uit acum pe statistica Transelectrica. La acest moment, România importă 22% din curentul de care are nevoie din surse externe, cu precădere Bulgaria și Ungaria. Din sursele interne de energie, 30% sunt pe cărbune. Voi vă dați seama ce înseamnă că toate aceste politici publice promovate de Bruxelles și acceptate de București, de a închide și termocentralele câte mai există în momentul de față, cu precădere ce e Oltenia, care îți produce 30% de energie, adăugat la alte 20% pe care le importăm, va însemna că în următorii ani România va importa 50% din necesarul de energie. Faliment, scrie pe România și pe fiecare familie din România. Și rezultatul acestor politici publice sunt aceste decizii efectiv luate fără cap. Cum e posibil că în această situație de criză, de exemplu, să închizi termocentrala Mintia? Mai mult, actualul guvern PNL-PSD a acceptat închiderea Turceni și Rovinari. E publică informație.
Nu, o secundă, domnul europarlamentar. Da, s-a amânat vreo 2 ani, zic ei. Vă rog, domnul europarlamentar, spuneți că e jalon în PNRR, făcut de USR cu PNR, jalon. Nu vă supărați. Jalon în PNRR. Păi și de ce l-ați acceptat? Poate să fie și mega jalon. Din România s-a trimis PNRR-ul. Din România s-a trimis PNRR-ul. Toți ați fost de acord, eu am tot spus cine de când s-a discutat despre PNRR, să se facă public PNRR-ul. Domnul parlamentar, l-au ținut la secret acest draft și acest PNRR. Nu l-au ținut la secret, domnule, de ce sunteți în Parlamentul României care sunteți? Trebuia făcut public. Eu tot spun de la începutul discuției despre PNRR. Păi și atunci, PNRR, de ce vină are PSD-ul, domnul? Ce vină are PSD-ul dacă domnul, nu l-a văzut, nu l-a votat, nu a fost de acord? Dar domnul Măteș, acum, sincer, putea să fie și mega jalon în PNRR. Aveați dreptul să nu-l acceptați. Cum să evident. Nu acceptăm jalonul? Pentru că dacă nu acceptăm și nu îndeplinim așa. Jalon, pierdem bani pentru autostrăzi, pierdem bani. Nu e adevărat, pierdeți doar banii pe energie. Nu e adevărat. Nici pe ăștia nu-i pierd. Nu este adevărat, distinse, domn. Asta este ca povestea cu drobul de sare. Pierdeți anumite fonduri fix pe capitolul acesta de energie. Nu pierdeți în general. Domnul, nu sunt pierde pentru că s-a dat erogare exact pe chestiunea aceasta datorită războiului din Ucraina. Stați că știe domnul Vișanu. E o șmecherie și aș vrea ca să închidem această poveste și îi rog și pe cei de la PSD, pentru că eu nu vreau să intru foarte mult în amănunte, dar există un program de restructurare propus de dumneavoastră de PSD din 2017, dragă prietene, ca să știi, și în acest program de restructurare, pentru că nu am făcut ceea ce trebuia, v-ați împrumutat 260 de milioane de euro odată, încă 280 de milioane de euro la peste vreo 2-3 ani de zile, spun data exactă, și pentru că încă și nu ați dat banii ăștia pe energie contracertificate, de aia v-ați împrumutat, atunci s-a băgat cu știința tuturor acest program de restructurare cu subiect și predicat până la virgulă în PNRR. Deci, programul dumneavoastră de restructurare al PSD-ului din 2017, respectiv 2020, este în PNRR până la virgulă. Și acum, dacă încercați să scăpați fiecare dând vina unul pe altul, dacă vreți vă demonstrez, vă pun documentele, vi le și trimit în particular dacă vreți, dacă vreți să dați tot timpul vina unul pe altul, că datorită din cauza, nu. În primul rând că nu închidem Turceniu și Rovinariu, domnul Tehăș, cred că suntem nebuni dacă le închidem. Da? Nu o să se închidă, părerea mea. Iată-te, domnul Măteș l-ar închide mâine, că zice, domnule, dacă e jalon, eu le închid. Prin vreo 2035 nu se închide. Iar în al doilea rând, grupurile astea două, care unul din ele nu se va închide până nu pornește ălălaltul, 3-ul cu 5-ul, ca am mai explicat odată, iar ălălaltul, de facem și noi că îl închidem, facem mai mult rău țării, ca să știți. Dacă tot vorbim povestea asta fără să știm despre ea, facem mai mult rău țării, pentru că nu se va închide nimic. Da? Aici suntem ca la aia, Mircea, fă-te că lucrezi. Toată lumea zice, domnule, închideți-le, că e jalon. Domnul Vișan, și cred că sunteți de acord cu mine. Datele problemei în 2017 nu erau datele problemei din 2021-2020. Unu, doi, ceea ce a făcut, exact, ceea ce a făcut Partidul Social Democrat prin domnul Zamfir, prin domnul Oprea, de-au mers și la turceni, și la rovinari, și să înțeleagă efectiv ceea ce se întâmplă. Domnul Zamfir n-a înțeles nici acum de ce s-a dus acolo, ascultați-mă. Domnul Zamfir n-a înțeles de ce s-a dus acolo nici acum. Încă o dată vă spun, haideți să înțelegem că noi putem în momentul ăsta, dacă suntem puțin mai cumpătați, putem să mergem în continuare și cu Termo, și cu ăștia, cu grupurile de la Termo, și cu minele, și cu exploatarea de cărbune să avem. Marea problema noastră păi în acest moment e că nu avem cărbune. Că mie nu mi-e clar dacă nu avem cărbune, nu se închide, doamnă, nimic. Da? Decât dacă vrem noi să le închidem, că suntem nebuni. Păi, noi nu suntem nebuni. Nu închidem nimic. Păi, nu avem cărbune. Dacă suntem sau nu suntem. Păi, pare că da. Din moment ce ne zgârmăm... Cris, ascultă-mă, că ne știm. Dacă ne mai zgârmăm ca mai muța, undeva păi până ne dă sângele, s-ar putea chiar să le închidem, că văd că asta vrem. Bun. Domnul Vișan, da, domnul Măteș. Domnul Măteș, le închide sau nu le închideți? Lăsați-mă cu jalonul ăla. Nu le închide PSD-ul. Dar de unde știți? PSD-ul a fost întotdeauna împotrivă. Ați votat legea alaltării în Parlamentul. Cum nu le închideți?
Nu le închideți, domnule. Noi n-am fost niciodată de acord să le închidem. Domnule, ați votat-o. Domnule, cum a votat PSD-ul? Să întăresc ceea ce spune domnul Vișan. Distinse, domnule, nu mai țineți minte ce ați votat acum 3 zile. Nu, ascultați-mă un pic, vă rog, din suflet. La solicitarea domnului europarlamentar Nica și domnul europarlamentar Victor Negrescu s-a solicitat în Comisia de Economică din Parlamentul European. Domnule, hai să vedem ce a făcut România dacă ministrul energiei Virgil Popescu a trimis o solicitare. Păi n-a trimis. Păi n-a trimis. Păi și dumneavoastră ați votat să le închidem sau nu? Că PSD-ul, păi ministrul nostru, noi l-am pus acolo. Domne, ați votat în Parlament sau nu? Simplu, împotriva trădătorului Popescu și PSD-ul a votat pentru el. Bun, haideți să vă arăt de fapt cât de mare diferența între discursul public și realitate. Pentru că da, ora viitoare vă arătam cum cerem acum voie la BNR să majorăm pensii. Dar iată-te, pentru alte categorii, cum ar fi primarii și toți angajații din administrație publică, n-am mai cerut acordul BNR-ului și o să vedeți ce declara astăzi liderul PSD Marcel Ciolacu, după care colegii mei Marius Gârlașiu și Ionuț Grigore o să vă arate de fapt de ce mor de foame sau pe câți bani mor de foame acum primarii României. Dacă am mărit și salariul minim pe economie în zona privată, e normal că se va veni și cu o mărire în zona publică. Astea sunt vremurile pe care le trăim. Asta e rostul statului român și a guvernului. Să ajute în timp real. Sunt aleși locali? Sunt aleșii noștri? Eu mi-am votat primarul din Buzău. Trebuie să-l condamn la foamete? Spuneți-mi că dacă doriți, fac un act normativ și condamnăm pe primar la foamete. N-am nicio problemă. Dorim să scoatem din acest lucru o știre că Ciolacu anunță că se măresc salariile la aleșii locali? N-am nicio problemă, fiindcă fiecare dintre noi ne facem meseria. Dar să nu intrăm într-o zonă de ipocrizie. Oameni buni, haideți să-i plătim ca să avem certitudinea că nu le plâng copiii acasă de foame și se pot ocupa de administrație lor, de comunele lor. Vreți administrații publice de calitate? Vreți servicii de calitate? Veți ca primarul și viceprimarul să se ocupe de comunitate? Plătiți-i, oameni buni, carfe să vă ocupa de cu totul și cu totul altceva. Așadar, în țara asta, cei cu salariu minim nu mor de foame, pensionarii nu mor de foame. Dumnezeu, am aflat că primarii mor de foame, iar Marius Gârlașiu și Ionuț Grigore le-au cercetat după declarațiile de afere salariile. Să vedeți pe câți bani mor ei de foame. Am vrut și noi să vedem de ce a dat foametea în primari și de ce le plâng copiii acasă de foame. Și ne-am uitat foarte simplu atât pe legea salarizării, dar ne-am uitat și pe legile adoptate recent în Parlamentul României, pentru că e o întreagă poveste asta cu majorarea salariilor atât pentru primari cât și pentru restul demnitarilor. A început în luna iunie în Parlament, atunci când PSD și PNL au forțat majorarea salariilor pentru toți demnitarii. Era vorba atunci de o lege care majora salariile unor categorii de bugetari, însă coaliția a profitat de asta în Parlament și a forțat o majorare și pentru demnitari. Opoziția a atacat acea lege la Curtea Constituțională, iar în luna septembrie a venit decizia Curții, care a spus că majorările votate atunci în luna iunie erau neconstituționale, pentru că, și mare atenție aici, Parlamentul uitase să precizeze în lege sursa de finanțare. Adică, efectiv, a votat majorările fără să spună de unde va lua statul banii pentru aceste majorări. Dar după, deci am ajuns la un primar de oraș până la 50.000. Aici, la aproape 3.000 de euro. Într-adevăr, nu are nimeni de foame. Da, pentru că în aceea mai zi, departe, să vedem ceva cel în mai aceea mic. Zi în care Curtea Constituțională a decis că acele majorări din iunie erau neconstituționale, Parlamentul în Senat a votat legea de adoptare a Ordonanței 115, în care a reintrodus majorările pentru primari și demnitari. Este celebra lege care urcă salariile primarilor cu sume de până la 2.200 de lei brut, pentru că primarul capitalei, de exemplu, ar primi 2.200 de lei brut. A atacat în plus, din nou, în plus, evident. A atacat din nou opoziția la Curtea Constituțională și săptămâna viitoare, pe 16 noiembrie, Curtea Constituțională se va pronunța pe acea lege. Dacă va trece acea lege, așa cum spuneam, primarul capitalei, de exemplu, va primi un plus la salariu brut de 2.200 de lei, un președinte de Consiliu Județean, un primar de sector din București și un primar de reședință de județ din România vor primi și ei majorări de până la 2.000 de lei brut, adică 1.980 de lei. Însă Marcel Ciolacu a mai spus un lucru foarte interesant. Și de unde foametea?
Asta să ne spună liderii coaliției de guvernare, de ce plâng primarii de foame, pentru că dacă la un salariu de 20.700 de lei plângi de foame... Luăm așa, nu luăm pe al primarului general, luăm așa, pensionarii care au pensia minimă sau o pensie medie de 1.700 de lei în România. Dar am mai spus ceva foarte important, Marcel Ciolacu, că prin majorarea salariului minim la 3.000 de lei, evident ar trebui să avem o majorare și în zona publică. Asta pentru că în legea salarizării, salariile demnitarilor și ale tuturor politicienilor din România sunt un multiplu de salariu minim. E acea grilă care prevede că de la președinte până la premier, vicepremier, miniștri simpli sau funcțiile din Parlament sunt multiplu de salariu minim. Și am vrut să calculăm cât ar câștiga președintele, premierul, miniștrii, șeful Senatului și al Camerei Deputaților dacă s-ar majora salariul minim la 3.000 de lei și salariile lor ar fi actualizate, pentru că trebuie să spunem, deocamdată salariile demnitarilor sunt înghețate la nivelul anului 2019, însă din ce spune Marcel Ciolacu, ar putea fi dezghețate. Și atunci, dacă salariul minim ar crește cu 450 de lei până la 3.000 de lei și ar fi actualizate salariile demnitarilor, președintele Klaus Iohannis ar avea un plus la salariu peste ce câștigă astăzi, de 5.400 de lei brut. De asemenea, premierul Nicolae Ciucă și șefii celor două camere din Parlament, Marcel Ciolacu și Alina Gorghiu, ar câștiga peste 5.000 de lei brut și tot așa ne-am uitat pe grila din legea salarizării. Vicepremierii ar primi 4.800 de lei, un ministru simplu ar primi 4.700 de lei. Bun, suficient cât să nu moară de foame. Deci, domnule Mătieș, dacă ăsta n-a fost jalon în PNRR, înțeleg că o faceți ca primarii să nu moară de foame. Deci eu cred că ăștia mureau de foame în România. Nu, cu siguranță nu mor de foame, dar eu vreau să vă dau un exemplu. Din Munții Apuseni, un primar... De ce le-ați mărit tocmai lor? Nu, haideți, lăsați-mă să vă explic. Păi nu vă las, că ne credeți proști. Chiar ne credeți proști. Nu discuție de așa ceva și nu puteți să puneți vorbe în gură, dar vă spun, un primar din Munții Apuseni cu un salariu de 4.000 de lei, gândiți-vă că există funcționari în cadrul primăriei cu salarii de 1.700 de lei. Eu sunt de acord că cei primari și vârfurile de lance care a spus și am văzut declarațiile primarului din Alba Iulia, din Sebeș, că lor nu le trebuie. Ok, nu le trebuie să-l doneze, dar funcționarii aceia care au salarii de 1.700, care așteptăm de la ei să fie amabili, care nu mai are nimeni, domnule, în primărie 1.700 de lei, poate sunt într-o... Nu e adevărat. Vor fi 2, dar 200 de mii au peste 5.000 de lei. Au peste 5.000 de lei, nu mai tromboniți populația. Nu e adevărat, ei se iau după salariul primarului, doamnă. Exact, eu vă spun că în București, în toate orașele, nu găsesc salariul sub 5.000. Nu vorbesc de comună din Munții Apuseni, v-am explicat. În alte țări, comuna aia n-are primărie, ar trebui să o desființați. Bun. Și pe ideea asta, cum primarii mor de foame, vă dau și previziunile economiștilor, pentru că inflația anul viitor ar putea crește chiar cu 25% și nu cu 15%, cum s-a întâmplat anul acesta. Raluca Curteanu ne oferă aceste detalii. Bun găsit tuturor, vin cu veștile, însă citez economiștii. Cristian Năsulea, profesor de economie la Universitatea din București, a făcut o analiză a situației actuale și spune că sunt șanse mari ca inflația să depășească pragul de 20% în acest moment. Prețurile care au fost calculate până acum se raportează, așa cum bine se știe, întotdeauna la ultimele 12 luni, însă n-am avut încă luni cu prețuri la energie crescute foarte mult, astfel încât să putem să adăugăm la calculul inflației și aceste costuri, însă iată vine iarna, o să se facă frig, vom avea un consum foarte mare de gaze naturale, acestea se vor scumpi și vom aduna la indicele prețurilor de consum și aceste creșteri. Când vom trage linie, spune economistul, după ce se termină iarna și începem să comparăm martie 2023 cu martie 2022, când prețurile gazelor nu au fost atât de mari, s-ar putea să vedem o inflație care să depășească, iată, 25%. Vă reamintesc că la o inflație de 15%, specialiștii spuneau că populația percepe, de fapt, o creștere de 30%, pentru că s-au scumpit foarte mult alimentele de bază, astfel încât masa românilor a ajuns să coste în unele cazuri chiar dublu față de anul precedent. Deci cam astea sunt realitățile în România. Primarii mor de foame, inflația la anul s-ar putea să fie chiar mai mare decât asta. Cerem acord la BNR, poate mărim pensiile cu 11%, dacă o da Dumnezeu. Profesorul Mircea Coșa, chiar acum în direct cu noi, domnule profesor, din datele dumneavoastră, cum vom sta anul viitor, apropo de inflație, mai bine sau mai prost ca anul acesta? Bună seara, bună seara la toată lumea. Așa cum vorbeam de lucrurile în prezent, eu nu pot să trec, o să fie o aplacizare a inflației.
la prima jumătate a anului viitor. După asta vom vedea și vor evolua lucrurile. Vă mai se face adică Ucraina și alte lucruri. Dar deja am dat o lucrurile nu dat în direcție. Cred că inflația va fi în jur de oficial, în jur de 18% la tot ce public, ca medie, bineînțeles. Și va rămâne o inflație mare, jur de 30% pentru produsele de bază, în condițiile în care nu cred că va exista o creștere importantă a veniturilor populației locuinte în acea dată. Deci va fi o scădere, nu continuare, a puterii de cumpărare și a condițiilor de viață în general. Nu că iau măsuri în direcția asta, nu văd măsuri care se ducă la o reducere a prețului energiei, actuala reglementare de care se vorbește nu va duce la o scădere a prețurilor. Aveți vreo idee de ce s-au gândit ei că e bine pentru populație să plătească 1,3 lei per kilowatt, care e de 4 ori mai mult decât prețul la care vinde hidroelectrica? După părerea mea, este o constanță. Adică statul ne ajută și ne dă un preț de 4 ori mai mare. Da, este o constanță a politicii guvernamentale care constă în această dorință realizată de astfel de guvern de a alimenta bugetul din inflație. Prin bugetul României se alimentează pentru a avea anumite, eu rezolvăm cu problemele sociale, creându-se o anumită structură electorală pentru viitoarele alegeri, părind exploatarea în continuare a populației României, asta e adevărul, și a economiei României în general. Faptul că s-au plafonat prețurile la 3-4 ori mai mult decât prețurile de producție, arată foarte clar că asta se dorește, pentru că statul fiind proprietar 80% a producției de electricitate în România, avem toate condițiile pentru a reveni la o situație de reglementare adevărată prin revizuirea liberalizării pieții, dar nu face acest lucru, înseamnă că asta se dorește. Se dorește în continuare o nouă formă de impozitare, pentru că asta este, factura e o nouă formă de impozitare și apese pe urmă din întregii populații. Da, la un preț halucinant de mare. Îi mulțumesc mult profesorului Coșa. 10 secunde și după aceste 10 secunde poate domnul Mătieș, ai cărui primar îi mor de foame, să ne explice cum v-ați gândit noastră la prețul ăsta halucinant de mare, spunându-ne că ne ajutați și de fapt asta este limita de sus când prețurile de producție, cum spunea și domnul Coșa și sunt oficiale pe diverse site-uri, sunt de 3-4 ori mai mici. E ajutor? Sau de fapt vreți să faceți bani pe seama noastră? Mă răspundeți după 10 secunde când veți vedea și o înregistrare cu unul din liderii masoneriei. Da, domnule Mătieș, deci cum ne protejați cu prețuri foarte mari, 1.3? Bine, nici n-ați depus amendamentul în Parlament, că nici nu știu dacă o să-l depuneți până la urmă. Dacă ne uităm un pic în urmă și vedem că această ordonanță 119 a intrat în vigoare de la 1 septembrie și produce efecte de la 1 septembrie și șchiopătează de la 1 septembrie și ceea ce a făcut PSD-ul a venit, noi spunem, de la începutul anului de o reglementare. De ce ați reglementat la 1.3? Asta vă întreb, adică prețul este enorm. Și ceea ce și colegii mei din studio și oricine din țara asta știe că un preț de producție nu poate să fie un preț de vânzare. Păi da, prețul poate fi de 4 ori mai mare. Nu, vorbim, ascultați-mă, și prețul este hidroelectrica 200 de lei, termocentrale 300 către 400, că și certificatele verzi, deci există și o medie. Și 1.3 pe kilowatt înseamnă 1.300, distinse domn, dacă n-aveți o problemă cu matematica. Nu, deci 1.300 e de 4 ori mai mare. Ascultați-mă, aluziile astea chiar nu-mi plac, care le faceți dumneavoastră cu probleme. Eu încercam să vă explic, da? Că vorbim de 400 sau vorbim de 0,4. Deci nu facem iluzii de astea. Dar de unde ați găsit prețul ăsta de 1.3? De prețul de 1.3 l-am pus în momentul în care am făcut un calcul și din analizele contabile la ce preț poate fi ajuns în piață. Prețul de 1,3 era mai bine. Vedeți, noastră, dacă nu faceți nimic, ai rău. Dacă faceți ceva, iar ai rău. Păi, domne, ați făcut ceva rău. Nu, exista preț până acum mare. Și, doamnă, în ordonanța 119 nu era plus niciun plafon până acum. Dacă ne aducem de aminte ce depășea 255... Bine, nici acum nu e, ca să fim sinceri, că încă n-ați depus amendamentul.
și nu mai plătea la 0,8, plătea la 6 lei, la 7 lei, cât voiau traderii. Noi, în momentul de față, n-am mai vrut ca traderii să-și bată joc de populație și să facă prețul de 6, statul, de 10 lei și am plafonat un preț. Perfect. Haideți să vedem ce spune și masoneria în acest context, care se revoltă împotriva planului promovat de globaliști. Istoria adevărată, nu cea cosmetizată de comuniști, ne arată că masonii români și-au ajutat mereu națiunea în cele mai grele momente ale existenței sale. Iată că și acum, când ni se impune o nouă ordine mondială, iar rachetele rusești explodează la granițele noastre, masoneria română, prin vocea generalului Bartolomeu Constantin Săvoiu, suveranul mare comandor și mare maestru al Marii Loji Naționale Române 1880, se revoltă împotriva planului secret al Marii Resetări de reducerea omenirii. A dat în ordine mondială care Al Sharpe, Klaus Schwab, o propagă la Davos de 51 de ani, care spune, vrem până în 2050 ca omenirea să ajungă numai la 2 miliarde din 8 miliarde. Cum? Vom diminua, oamenii inutili trebuie să dispară, să dispară. Cum? Prin pandemie, prin foamete și prin război. Au început toate trei. Doamne și domnule, creziți-vă! Ce se întâmplă în Europa e o discuție a societății noastre tradiționale, judeo-creștine. Nu vrem așa ceva. Dumnezeu a creat Adam și Eva. În Biblie scrie că omul și femeia creează. Nu doi bărbați, două femei. Fiecare face ce vrea acasă. Dar nu vreau ca LGBT-ul să conducă societatea noastră românească, europeană și internațională. Din păcate, adepții Marii Resetări nu se află numai la Davos. Ei se regăsesc chiar și în societatea americană de astăzi, în Partidul Democrat, aflat la putere sub conducerea lui Joe Biden. Până în cea mai mică porțiune a corpului meu și a sufletului meu, pentru societatea noastră de libertate occidentală, tatăl meu a fost arestat în 1948, i-a considerat ca pro-american. Da. Vreau America, vreau această mare societate de libertate, ea lui George Washington, dar nu America lui Biden, nu America celor care au vestit în laboratoarele distrugătoare și în afacerile acestui domn cu fiul lui. Știi foarte bine aceste afaceri. Bine, America a împins cu orice preț să facem război, acest război distrugător, și noi vom plăti acum consecințele un petrol și un gaz de trei mai mare. Cam aceleași idei se regăsesc și în discursul de adio al doamnei locotenent colonel Tulsi Gabbard, fostă candidată la alegerile primare pentru Casa Albă, fostă membra a Camerei Reprezentanților, veteran al războiului din Irak, care a demisionat recent din partidul lui Biden. I can no longer remain in today's Democrat. Nu mai pot rămâne în Partidul Democrat de astăzi, care este sub controlul total al unei conjurații elitiste de ațățători la război, mânați de o ideologie oclașă care ne scindează radicalizând orice subiect, care alimentează rasismul împotriva albilor, care subminează libertățile date de Dumnezeu și înscrise în Constituția noastră. Acest partid este condus de ațățători la război care sunt ferm controlați de complexul militaro-industrial. Democrații s-au folosit de politica identității pentru a scinda America și a promova rasismul împotriva albilor. Da, doamnelor și domnilor, cu aceste imagini, mesaje, încheiem emisiunea din această seară. Le mulțumesc invitațiilor și merg la Ioan Corpoș. Bun găsit, Ioan! Bun găsit, Andreea, stimați telespectatori, imediat o ediție explozivă în seara marilor dezvăluiri. Eliminarea miniștrilor cheie din Guvernul României. Budăi și Rafila, ce a aflat Victor Ciutacu, va fi aici cu noi în această seară în doar câteva clipe. Atac cu DNA și anchete dure la miniștri cheie din guvern. Toate dezvăluirile în scurt timp. Înarmarea României, tancurile aduse de urgență în țară. Doamnelor și domnilor, avem toate informațiile. Viitorul lui Klaus Iohannis, maestrul Ion Cristoiu aruncă bomba. Informațiile în scurt timp, maestrul Cristoiu va fi aici. Negocieri de ultimă oră, anunț de la șeful armatei SUA. Vorbim și despre disperarea banilor fizici, planul globaliștilor.
Și aici, în această seară, o să vedeți documentarul anului, stimați telespectatori. Demascarea intereselor miliardarilor, manipularea planetei, sforarii care câștigă din boală, documentarul exploziv care zguduie guvernele lumii, Gates și Fauci, influențarea sistemelor de sănătate mondiale. Veți afla totul în această seară. O să vedeți documentarul anului. Falsificarea datelor privind eficacitatea medicamentelor, ce au putut să facă. Apoi mergem în Turcia, o să vedeți noile imagini de la explozia care a îngrozit azi Europa. Cine a detonat bomba de la Istanbul? Erdogan e furios. Ideologul răzvrătit, pupăiar mâna țarului. Doamnelor și domnilor, Dugin, să vedeți cum și-a schimbat declarațiile în doar câteva ore. Toate informațiile aici, într-o ediție explozivă, va interveni și cunoscutul analist Valentin Stan. El demască situația ascunsă din Ucraina. Demnitarul român pus de Kiev pe lista trădătorilor de țară. Schimbarea granițelor României. Cine face jocurile lui Vladimir Putin? Anexarea Moldovei. Planul de răsturnare a puterii. Ce se întâmplă chiar în această seară, acolo, în Moldova? Sunt proteste masive, mii de oameni în stradă, deja 50 de persoane arestate. Avem imagine de ultimă oră, o să le vedeți în scurt timp. Mergem și la Brașov, noul din cale României. Cum a nenorocit cele două fetițe? Ce a putut să facă? Întreg planul criminal, stimați telespectatori. Așadar, o seară a marilor dezvăluiri. Cea mai importantă informație, eliminarea miniștrilor cheie din guvernul țării, Budăi, Rafila. Victor Ciutacu intervine în doar câteva clipe, în direct aici în emisiune, alături de toți invitații noștri speciali. Vă aștept!